Protest pe covorul roșu de la Cannes. O femeie îmbrăcată în culorile steagului ucrainean s-a stropit cu vopsea roșie și, înainte de a spune ceva, a fost ridicată de agenții de securitate. Protestul vine după ce la summitul G7 din Japonia, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a comparat distrugerile invadatorilor ruși cu efectul bombei atomice de la Hiroshima. În cele 15 luni de lupte în Ucraina, protestatarii din întreaga lume au atras în mod regulat atenția asupra atrocităților din Ucraina. Un protest similar a fost organizat de o ucraineancă la ediția festivalului de film de anul trecut.